Cartea asta Galateni este, se zice, de fapt chiar unul din profesorii, domnul Simuț, ne-a zis că sunt foarte mulți teologi care cred că de fapt este prima carte scrisă de Pavel. Prima scriere, dacă nu printre primele, prima, prima scriere a lui Pavel și vedem așa că este așa concepută simplu. E simplu, clar, la obiect, Vedem așa în ea un Pavel care a fost într-o viață când a fost iudeu și are o viață nouă. Știți momentele alea? Eu când citesc despre el, cum a fost el iudeu și cum a fost el așa de înfocat, așa un fariseu înfocat, eu chiar mă bucur <laughs> să vă zic de ce. Pentru că mi se pare că înțelege cel mai bine, fiind în trecut un așa fariseu înfocat și acum fiind un... Om nou în Hristos, el înțelege cel mai bine lucrurile. Vi s-a întâmplat și vă ca lucru din trecutul vostru să vă ajute în prezent în relație cu alți oameni? O durere pe care ați avut-o în trecut, o experiență pe care ați avut-o în trecut și să viți în situația în care să zici hmm, știi, eu am trecut prin asta și Dumnezeu a făcut asta în viața mea sau am greșit așa, nu mai e nevoie să greșești și tu. Și îl văd pe Pavel în stilul ăsta în care știa cum a fost, știa ce gândesc oamenii și știa viața nouă pe care a experimentat-o și puterea care e în ea. Și îl vedem pe Pavel uh, ni se dezvăluie în cele două ipostaze ce mai vedem în Galateni. Vedem uh, o fermitate la Pavel cu privire la evanghelia lui Isus. Tranșează foarte clar Evanghelia lui Isus, de toate celelalte teorii. Ori e Evanghelia lui Isus, ori e altceva. Dar ea nu poate fi amestecată cu nimic. Nu poate fi um, completată cu ceva. E doar Evanghelia lui Hristos. Și asta e foarte clar în Galateni. Ce mai vedem în Galateni? Dacă ne uităm, vedem. Uh, ceea ce numim, bine, structura cărții e clară, avem uh, saluturile în toate, în toate pisurile, salutul, avem mustrările, în toate pisurile aproape de mustrări, e salut, mustrări, avem, uh, vorbește Pavel despre roada firii în Galateni. Cum ești când firia este cea care rodește în tine? Vedem că vorbește despre roada Duhului, ce se întâmplă când roada Duhului în tine, cum e viața. Vorbește comunității din Galatia, cum comunității creștine vorbesc de biserică, cum trebuie să fie ei. Și întâlnim în Galaten ceea ce numesc teologii, teologia paulină, care are trei cuvinte. Hristos în mine. Spune cu mine, Hristos în mine. Despre asta e. Tot ce încearcă El să facă în epistole este să-i ajute pe oameni să înțeleagă că nu legea îi ajută să nu greșească, să aibă o viață bună, să ia deciziile corecte, nu legea îi schimbă, ci Hristos în ei. Pe asta insistă pentru că El a experimentat puterea lui Dumnezeu și înțelege lucrul ăsta. Galatia. Ca să înțelegem despre ce e vorba și ce. Tot timpul profesorii noștri ne spun că, ca să înțelegi Biblia, trebuie să înțelegi contextul geografic, contextul istoric, trebuie să înțelegi lucrurile, pentru că altfel le pricepe așa din perspectiva ta și nu înțelegi mare lucru. Galatia era, un, era de fapt, un regat înființat când Galii din teritoriul Franței de acum, cine știe de Asterix și Obelix, ok? Galii au plecat, au emigrat în Asia Mică. Și acolo Pompei a făcut un regat care era vasal Romei, plătea tribut. Cultura de acolo era foarte influențată de Roma și romană și grecă, dar și băștinașă. Și se închinau unei zeități principale, cebele se numea, era o zeiță a naturii, a fertilității, cumva o zeiță mamă, la Aia se închinau, acolo Pavel, în Galatia, care practic acum ar fi teritoriul Turciei, partea de nord a Turciei, cuprinzând și Ankara, care este capitala Turciei. Acolo Pavel merge în regatul ăsta înființat și deschide, plantează biserica din Galatia, la care le scrie această epistolă, prima lui ep epistolă. Și se confruntă cu ceva interesant. Biserica asta l-a primit pe Hristos ca și noi. Pri, cum au primit? Prin har. Pentru că El s-a dus și a dus Evanghelia. Și El a explicat că doar prin har ești mântuit, doar prin har poți să ajungi la Dumnezeu, doar prin har ești îndreptățit, doar prin har scap de blestemul legii. A explicat cum clar asta. Și a luat ființă Biserica. Dar pe parcurs. Unii dintre ei, nu știu dacă influențați de faptul că nu toți oamenii erau schimbați, v-ați găsit vreodată sincer în situația în care să vă gândiți ar trebui mai multe reguli <laughs> în biserică. Sincer, chiar și în familie, ar trebui mai multe reguli. Pentru că oamenii nu se schimbă. Sunt oameni care nu se schimbă. Cred că ar trebui să avem mai multe reguli. În biserica asta din Galatia era la fel. Erau oameni care nu se schimbau. Și atunci erau alți oameni care nu neapărat că erau rău intenționați, pe care uh, Biblia îi numește iudaizatorii, care ce au zis? Da, am primit prin har, dar e nevoie de lege ca să continuăm. Că altfel nu facem față acestor mari presiuni ale societății. Nu facem față păcatului, nu facem față lumii și trebuie să punem legea înapoi pentru că e prea simplu harul. Și Pavel... Da, nu, nu știu dacă și ca pisicile alea, nu, nu, nu mi-l imaginez așa, dar să știți că pe măsură ce studiez Biblia, îmi place tot mai mult de Pavel, în afară de unele lucruri pe care nu le supor la el. Știți voi care? Am mai, luat -o și el pe arătură când s-a ras în cap ca să facă pe plac tot iudaizatorilor. Bineînțeles că n-a fost ceva ce i-a plăcut lui Dumnezeu să facă așa ceva, pentru că s-a făcut înapoi, s-a ras și a zis a să fim și noi, să fiu și eu ca ceilalți. Dar, când, cu cât studiez mai mult Biblia, văd un Pavel care îmi place, pentru că iubesc pasiunea lui pentru Dumnezeu și înțelegerea lui cu privire la Har. E fantastic. Și el vine și combate pe judaizatori, și are așa, în, în capitolul 3, o să începem, o să continuăm, de fapt, de la versetul 11 până acolo, cu Pastorul Marin, ultima dată. Vedem cum vorbește foarte clar și le zice stați puțin că nu este cum credeți voi. Nu este despre faptul că e prea simplu Harul, pentru că pentru Har s-a plătit. Harul nu este ieftin. Nu e nevoie să facem toate acele lucruri ca să, ca să ne simțim bine crezând că ne schimbă, pentru că s-a dovedit că nu ne schimbă. Și e foarte clar, Pavel, o să stau puțin jos și eu cu voi, Așa că mergem mai departe. Deci intră așa Pavel în... Aveți textele cu foile, da? Și Biblia deschisă la Galatea 3, de la 11 o să citim. El ne arată că toată schimbarea și îndreptățirea vine prin credință și prin har. Nu e dată de lege, nu e obținută de lege. Când vorbim despre blestemul legii, să nu vă imaginați că există un blestem în lege. Este vorba de faptul că nu poți ține legea și atunci ești condamnat și ești blestemat. Nu există un blestem al legii, în sensul că e un blestem în lege și... Dacă tu nu ții legea și nimeni nu poate ține, în momentul ăla ai fost condamnat și ești blestemat pentru că ai încălcat-o. Despre asta e. Și Pavel despre asta vorbește. Și practic în, în capitolul 3 el face cumva trei Punctează trei relații dintre Evanghelie și lege. Și uh, o să citim de la versetul 11. Toată lumea e pe, pe pagina? Este clar că nimeni nu este îndreptățit înaintea Dumnezeu prin lege. Pentru că ce drept va trăi prin credință? Versetul ăsta e un verset de memorat pentru creștini. Tot creștinii ar trebui să-l știe. Și aici vedem că sunt niște ghilimele. De ce? Pentru că Pavel citează. De unde citează? Din Vechiul Testament. Și haideți să citim în Habacuc 2 cu 4, unde scrie exact asta. Iată, i s-a îngânfat sufletul, în unele traduceri spune, s-a mândrit, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Pavel citează Habacuc, când vorbește în Galaten 3 și vedem textul ăsta, îl citează nu numai în Galateni, îl citează în romani, găsim peste tot, nu? Cel drept va trăi prin credință. Ați mai auzit asta? Cel neprihănit va trăi prin credință. Ați mai auzit asta? O găsim în toate evangheliile. Pavel citează, citează, citează același verset. Se pare că oamenii nu înțelegeam nici cum. Că este despre credință. E despre ce crezi, nu despre ce faci. Amin? Amin? Ești la primul punct, sublinează acolo verse, partea asta, cel drept va trăi, cel neprihănit va trăi prin credință sau scrie-o ca să poți să o bagi în mintea ta atunci când o scrii, ea se așează în, în tine. În versetul 12 mai departe, deci primul lucru vedem că prin credință suntem îndreptățiți. Spune cu mine, prin credință sunt îndreptățiți. Adică, prin credință, ce înseamnă îndreptățit? Sunt repus în drepturi. Care drept? Ce drept aveam noi înainte de păcat? Dreptul de a fi copii ai lui Dumnezeu. Prin credință suntem repuși în dreptul de a fi copii ai lui Dumnezeu. Suntem îndreptățiți. Amin? Și între versetul 11 și versetul 12 vedem că este ceea ce domnul profesor măcelarul pe care o să-l avem la Alma în toamnă, în septembrie, ne-a învățat. Este un paralelism și sunt multe feluri de paralelism. Asta e un paralelism antitetic în sensul că vorbește despre un adevăr, este o afirmație care e expusă prin două feluri și prin ceva pozitiv și negativ, dar spune același lucru. Și uitați ce spune în, în 11. Spune că cel neprihănit va trăi prin credință și în 12 spune legea nu se bazează pe credință. Cel neprihănit va trăi prin credință, dar legea nu se bazează prin credință. Cu alte cuvinte, legea nu face, nu se potrivește în tablou ăsta. Pentru că nu se bazează pe credință. Principiul vieții sub lege este Va face. Principiul vieții sub har este va crede. Două lucruri diferite. Nu e ușor să ne schimbăm mentalitatea noastră de, din copilărie, nu? Faptă răsplată, efect-cauză. E foarte greu în mintea noastră să înțelegem cu adevărat harul și s-ar putea câteodată să nici nu-l apreciem din cauza asta, cu adevărat. În mintea noastră să fie așa câteodată așa un amestec care ne fură bucuria, ne fură autoritatea, ne fură ungerea, fură tot din noi, toată energia, pentru că este o împletire între har și lege. Și nu mai știi dacă deasupra capului tău e o secure, că ai greșit azi, sau e har. Nu mai știi. Nu mai știi dacă ai libertate în Hristos și libertatea de a nu păcătui sau e Dumnezeu acolo să stragă una bună și să te pedepsească pentru că azi nu ai ascultat. Și asta fură energia din creștin. Noi trebuie să știm foarte clar cine suntem. Noi trebuie să știm foarte clar că nu suntem neprihăniți prin a face, și suntem neprihăniți prin a crede. Amin? E așa de minunat lucrul ăsta. Și în versetul 12 spune, iar legea nu se bazează pe credință, ci ea spune, cel ce face aceste lucruri va trăi prin ele. Cel ce face bine, cel ce face fapte bune, cel ce respectă șirul de, știu eu, reguli, conduite, atitudini, doar acela. Acum trebuie să ne gândim că creștinul cu adevărat își demonstrează viața creștină, viața creștină prin relația cu Dumnezeu. Mă înțelegeți? Relația cu Dumnezeu îți schimbă conduita. Relația cu Dumnezeu de dragoste îți schimbă atitudinea. Relația cu Dumnezeu de iubire și credință te transformă în interior și va dovedi cum ești. Nu e ca și cum, prin credință smântuit, poți să faci ce vreau și poți. Dar din faptele tale se vede dacă l-ai pe Hristos sau nu. Însă nu poți, nu poți să faci faptele bune și să ai atitudinea corectă bazându-te pe lege și pe a face. Pentru că vei falimenta vei ai falimenta. Înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Pentru că nu poți, n-ai rezistență așa. Pe termen lung, îți dai seama și n-ai rezistență așa. Acum gândiți-vă, puteți așa să vă adunați aici partea asta, partea asta, partea asta, partea asta și partea asta. Cinci minute și în campusuri, da. Uh, liderii de campusuri o să vă împartă. Partea aia, aia. O să vă împartă. Cinci minute facem o aplicație. Adunați-vă repede. Imaginați-vă că sunteți la un grup mic. Și la grupul vostru mic sunt oameni care l-au primit pe Isus în inima lor. Recent. Da? Nu demult. La, ultimul, la ultima lecție l-au primit pe Isus în inima lor și au nevoie să fie îndrumați următorul pas. Campusurile sunteți pe fază? Campusul de aici e pe fază? Deci sunteți la grupul mic și sunt niște oameni în grupul vostru care recent l-au primit pe Isus. Cum îi învățați să trăiască viața creștină? Cum îi învățați să trăiască viața creștină? Sunt unii care ar zice. Um, uite, aici avem o listă despre. Ce poți să vorbești de azi înainte? Mai ales dacă auzi pe unul că mai înjură. Primul lucru este cum vorbești. Este o listă despre cum vei vorbi de azi înainte, cum te vei îmbrăca de azi înainte, ce vei purta de azi înainte, de câte ori vei citi Biblia de azi înainte, câte versete vei învăța pe din afară de azi înainte. Și este o listă lungă. Care decide dacă aparți sau nu aparții bisericii. Sau, ce ați face voi? Dar, ca să vă ajut, puteți lua două versete din Galateni, pot fi, pot fi din capitolul 2 sau capitolul 3, care vreți voi, două versete din care să scoateți ce i-ați sfătui pe acești noi creștini. Cum să-și ducă viața. Cine vrea? Două, două persoane, sunt mai multe grupuri, dar nu o să avem timp. Dar două, două grupuri, două persoane. Uh, de la grupul de acolo, cine vrea să zică, ce ar sfătui, care ar fi sfatul pe care l-ai da într-un grup mic în care oamenii au devenit creștini și l-au primit pe Isus? Ce le zice să facă? Deci, în primul rând, sfatul este, să te lipești de alte persoane care sunt creștine, mature, ca să ai ce învăța. Așa. Și uh, cuvintele tale, să ce? Să fie, să fie aliniate cu faptele tale. Deci nu este o listă de reguli pe care poți să le bifezi, check, 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 ci este despre a fi adevărat față de tine însăți, să nu pari cineva ce nu ești. Și în momentul în care greșești, sunt persoanele mature de lângă tine să-ți arate cum te poate ajuta Dumnezeu să devii, dacă îți dorești. Și mai mult de atât, Biblia ne dă soluția transformării. Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ce zice Biblia? Scrie cuvântul în inima ta. Adică regulile nu mai sunt aici, sunt aici. Vi s-a întâmplat să veniți la biserică și dintr-o dată să nu mai vrei să faci ceva ce făceai înainte și nu era bine? Și să nu-ți explici. Nu ți-a zis nimeni să nu mai faci lucrul ăla. Nu ți-a zis nimeni să nu mai mergi la clubul ăla. Nu ți-a zis nimeni să nu mai, știu eu, te droghezi. Nu ți-a zis nimeni cel puțin n-a apucat să zică. Dar tu nu mai poți. Mi-aduc aminte ca astăzi, ziua de 1 noiembrie 1998. Când m-am dus la biserică, era frig afară și a fost ziua în care l-am primit pe Isus în inima mea. Nici n-am vrut să mă ridic în picioare, dar a tras cineva de mine. Hai, ridică-te tu, ridică tu. Și nu, no, hai, că mă ridic și eu. Îl <laughs> primez eu pe Isus. Dar am fost sinceră. L-am primit, când m-am ridicat, l-am primit. Am ieșit pe ușa aia și nu mai puteam să-mi aprind țigara. Mi s-a făcut rău. Am aruncat tot țigările. Fumam două pachete de țigări pe zi, n-am fumat mult, stați liniștiți, doar trei ani în viața mea. Și m-am apucat din cauza colegilor, știți, anturajul, pentru că ei fumau lângă mine și am zis, oricum fumez pasiv, ce ar fi să. În momentul în care l-am acceptat pe Isus serios în inima mea, nu am mai putut. Nu mi-a zis nimeni, n-ai voie să o fumezi. A fost ceva ce deja a fost scris în mine. Sfatul pe care îl dai celor care au nevoie de o viață veșnică este următorul. Fi sincer în relația ta cu Isus și El te va schimba nu ai nevoie de un set de reguli pe care oricum nu le poți ține ca să fii mai sfânt. Amin? Mergem mai departe? Dar cred că grupul ăsta mai vrea să-mi zică ce... Ce ați zice voi? Că Biblia este îndrumătorul nostru, dar în același timp avem dreptatea înaintea lui Dumnezeu prin credință deci, practic, Biblia ne va arăta direcția în care mergem, nu ca pe o povară și nu ca un set de reguli, ci ca principii de viață. Sunteți de acord cu asta? De acord. Și îl vom descoperi pe Dumnezeu ca Tatăl nostru care ne iubește și ne îmbrățișează. Hmm. Deci, cum e irezistibil Dumnezeu? Dragostea asta e irezistibilă. Un Dumnezeu care te îmbrățișează și te iubește. Amin? Care a fost primul punct? Prin credință suntem repuși în drepturi, îndreptățiți. Prin credință. Prin credință. Nu prin ce facem. Al doilea adevăr, tot de aici, că la TEN 3 ajungem la versetul 13. Asta a fost din 11 și 12. Prin credință suntem îndreptățiți. Al doilea adevăr. Din versetele 13 și 14 este următorul. Prin Hristos suntem răscumpărați de sub blestem. Sunt termeni teologici îndreptățit, dar l-am explicat că înseamnă repus în dreptul de a fi copil. Și răscumpărați înseamnă să fii cumpărat înapoi. Gândește-te dacă cineva are, în cap are sclavi, are robi pe care i-a făcut captivi. Și altcineva merge să-i răscumpere. Adică plătește prețul pentru ei ca să ia de sub domnia acelui lucru. Exact asta s-a întâmplat. Dumnezeu a plătit un preț. Trebuia plătit un preț de sânge ca să ia înapoi proprietatea asupra noastră. Ne-a răscumpărat. Ne-a cumpărat înapoi. S-a plătit prețul tu nu-i mai aparții lui Satan. Să fie clar. Prin credință, tu accepti prețul ăla plătit pentru tine și s-a schimbat domnia. Stăpânul tău s-a schimbat. Cine de aici știe că există doar doi stăpâni, dar în niciodată să nu faceți confuzia și greșeala să credeți că se egali. Nu. Nu există două forțe egale, binele și răul. Răul nu va fi niciodată egal cu binele. Este Dumnezeu și atât. Faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Hristos, pe Isus, este un gest de bunătate cosmică. Doar ca să plătească pentru că e Dumnezeu drept, nu pentru că nu putea să-l învingă pe Satan. Vreau să înțelegem asta. Este pentru că e un Dumnezeu care vorbește și nu minte. Nu pentru că sunt două forțe egale în Univers, cum cred mulți. Nu. Nu faceți confuzia să credeți asta. Satan nu va fi niciodată. E o creație a lui Dumnezeu, care s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu și a fost rebelă înaintea lui Dumnezeu. Nu este Dumnezeu. Amin? Este mai puternică decât omul, dar nu este egală cu Dumnezeu. Nu suntem platoniști. Ok. Haideți să citim versetele de la 13 la 14. Spune așa. Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, devenind blestem pentru noi. Căci este scris, blestemat este oricine i-a târnat pe lemn. Fac o -mi mică paranteză. Să nu credem că exista un fel de blestem dacă să te ai pe cruce. <laughs> nu e despre asta. Trebuia să fii condamnat înainte de cruce. Este vorba de faptul că ești blestemat înainte să fii pus pe cruce ca o condamnare, ca o sentință și apoi ești pus pe cruce. Nu e ca și cum dacă ești pus pe cruce ești blestemat. Nu, ești condamnat și deci blestemat înainte și apoi ești pus pe cruce. Mă înțelegeți? Este doar o expresie. Blestemat este oricine e atârnat pe lemn în sensul că plătește pentru ceva ce a făcut rău, pentru că în Hristos Iisus, binecuvântarea dată lui Avram să vină asupra neamurilor ca să primim prin credință Duhul promis. Vreau să vă subliniați în Biblie astea două versete, 13 și 14 din Galaten 3 și ascultați-mă bine. Sunt cele mai importante versete din toată Biblia. Unele hai să nu zicem, unele din cele mai importante versete din întreaga Biblie, Galaten 3, 14, 13 și 14, pentru că explică ceva colosal, ce greu de înțeles. Faptul că Isus a făcut blestem pentru lege ca să primim binecuvântarea avramică și salvarea și Duhul Lui. E ca și cum caz închis. S-a decretat, s-a bătut bang, s-a dat sentința. Nu mai există apel. Nu mai există curte de apel și curte de apel și următorul care e că nici nu știu. Recurs. S-a dat, Dumnezeu a zis, Dumnezeu a făcut, caz închis. De aceea așa de important să înțelegem asta. Aici Pavel vorbește despre lucrarea asta de răscumpărare. Și e foarte important să înțelegem, când vorbim de răscumpărare, vorbim de preț. Un preț s-a plătit. Când crezi că s-a plătit, intri sub libertatea aia. Când tu crezi în Hristos și că El a plătit pentru tine, ai ieșit de sub blestem și ești răscumpărat. Prin credință, nu uitați, nu prin ce facem. Amin? Acum vă rog să citiți 1 Petru, capitolul 1. Deschideți repede la 1 Petru, capitolul 1. Și citiți, dați până la, 8, de la 18 la 19. Și spune așa. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Fără defect. Nu cu aur și cu argint ne-a cumpărat Dumnezeu înapoi, ci cu, mielul, cu sângele lui Hristos, cu sângele mielului. Și acum, comparați galateni 3 cu 13 și 2 Corinteni 5 de la 2 la 21. Dacă poți să le pui și pe ecran, Rita. 2 Corinteni 5, de la 5-21 și versetul acesta din galate 3, cu 13. Spune așa, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. fiindcă este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Și în 2 Corinteni 5 cu 21 spune, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, normal cine făcea păcatul era pus pe lemn și condamnat, dar cel care n-a cunoscut niciun păcat, el, Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi. Ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a transferat tot, toată vina și tot păcatul pe care noi l-am făcut asupra lui Isus și el a plătit în locul nostru. El a fost blest, făcut blestem în locul meu și în locul tău. Practic, moartea lui Isus a fost substiționară, adică înlocuitoare. A fost înlocuit păcatul meu și plata păcatului meu de mine cu plata păcatului meu de el. S-a substituit Isus, s-a pus în locul meu. Înțelegem? Altcineva a plătit. E foarte important. Ce mai este un lucru foarte important în textul ăsta e să înțelegem că nu în mod automat toți oamenii beneficiază. De această răscumpărare și plată. Nu în mod automat. Cum? E un singur cuvânt. Cum poți fi? Cum poți beneficia? Prin credință. Nu toți oamenii cred. Cei mai mulți oameni nu cred. Și când zic că cred, nu cred. Pentru că atunci când crezi, se vede. Am zis mai devreme, când cu adevărat crezi, ceva se întâmplă în tine. Duhul Dumnezeu vine în tine și tu ești diferit. Dacă crezi cu adevărat. Nu în mod automat omenirea beneficiază de transferul ăsta de vină. De plata asta a păcatului, ci doar cei ce cred cu sinceritate în inima lor și îl urmează pe Hristos. Amin. Pentru că spune versetul 14, în Hristos Iisus, binecuvântarea dată lui Avram să vină asupra neamurilor ca să primim prin credință Duhul promis. Deci practic Pavel aici în versetul ăsta ne spune că prin credință nu doar evreii pot beneficia de promisiunea asta, ci toți cei care cred. Care sunt cele două beneficii din versetul 14? Puteți să le spuneți? E pe foaie. Întrebarea care sunt cele două beneficii din uh, versetul binecuvântarea și Duhului Dumnezeu. În momentul în care crezi, astea două lucruri, binecuvântarea promisă lui Avram vine peste tine și Duhul lui Dumnezeu vine în viața ta. E o promisiune a lui Dumnezeu. Nu este pentru unii sau pentru alții, e pentru toți cei care cred. Amin. O să sărim peste un, un, uh, o întrebare și ajungem la, pentru că timpul ne presează, la faptul că promisiunea nu este anulată. Promisiunea lui Avram nu este anulată prin lege. Și o să vedem ce se întâmplă. Și citim de la 15 la 18. Fraților, să vorbesc în felul oamenilor, așa cum nimeni nu poate anula sau adăuga ceva la un legământ odată ce a fost stabilit, la fel este și aici. Deci, cu alte cuvinte, când, o, când, când niște oameni se înțeleg la un contract și aia nu se poate modifica, la fel este și aici. Promisiunile i-au fost făcute lui Avram și seminției lui, el nu spune și semințelor, ca și cum ar fi mai multe, ci se referă la una și seminției lui care este Hristos. Ceea ce vreau să vă spun este aceasta. Legea care a fost dată 430 de ani mai târziu nu poate desfința autoritatea unui legământ care a fost stabilit mai înainte de către Dumnezeu și astfel să anuleze promisiunea. Dacă moștenirea ar depinde de lege, atunci nu ar mai depinde de promisiune. Însă Dumnezeu i-a dat-o lui Avram. Prin promisiune. Ce vrea să spună Pavel aici? Erau cei care ziceau așa. Tu vorbești despre Avram, dar legea a fost dată lui Moise. Înțelegeți? Avram e aici și Moise e aici. Între ei doi sunt 430 de ani. Aici este dată legea, aici este dată promisiunea. Lui Dumnezeu. Și ei ce ziceau? De ce vorbești despre Avram și legământ? Când nici nu era legea dată pe vremea aia. Mă înțelegeți? Legea a fost dată de aici. Numai de aici încolo vorbim despre lege și legământ. Și Pavel zice, nu, 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 n-ați înțeles. Promisiunea a fost dată și a fost dată ca legământ. Vreau să înțelegem cuvântul legământ. Nu doar contract. Înseamnă, cuvântul legământ este testament. Ca să existe un testament, trebuie să existe moarte. Nu se poate altfel. Și un lucru foarte important, odată ce un testament a intrat în vigoare și a, deci a murit persoana, nu mai poate fi modificat ever. Mă înțelegeți? Un testament poate fi modificat doar înainte să moară persoana, nu? Cine face testamentul și îl mai modifică până moare. În momentul în care a murit, asta a rămas. Asta vrea să zic aici Pavel a existat moarte și sânge pentru promisiune. A cui moarte și sânge? A lui Hristos. Nu ca Dumnezeu. Dumnezeu a trebuit să se facă om ca să plătească ca om în locul nostru. Pentru ca testamentul promisiunii salvării să intre în vigoare. Atunci când i-a dat legământul și promisiunea lui Avram știți că dacă citiți puteți citi în, unde scrie despre asta când Dumnezeu i-a zis ia cu tare animal, ia cu tare animal, ia cu tare animal despartele le de în două să curgă sânge și noaptea el a căzut într-un într-un angoasă, anxietate cumplită și un foc a mistuit carnea deci a curs sânge și Dimineața a intrat legământul datorită faptului că s-a murit acolo. A curs sânge. La fel zice Pavel, testamentul ăla a rămas pentru că a fost pecetluit cu moartea cuiva și a curs sânge. Legea nu desfințează promisiunea dată lui Avram de salvare. Legea e dată ca să demonstreze omenirii că nu se poate salva singură setul și codul ăla de legi au fost 300, 600 și ceva de legi în total e dat ca să înțelegem odată pentru totdeauna că nimeni nu se poate salva cu legea cu toate regulile alea ci doar prin credința în cine în cer care a plătit cu sânge, a murit ca să intre în vigoare promisiunea face sens pentru că doar așa intră în vigoare un, un testament e foarte important deci practic Pavel ce face? Combate argumentele iudaizatorilor care ziceau, că legea e importantă, nu promisiunea lui Avram. Și pentru că Pavel știa pe din afară legea, pentru că era, să zicem, Gamaliel era spuma spumelor, cel mai bun teolog din lume la oraia. Cine era numărul doi după el? Pavel. Biblia zice că el învăța la picioarele lui Gamaliel. Asta însemnând, știți ce înseamnă poziția aia la picioare? Următorul teolog, practic, cine stătea la picioarele unui teolog și învăța direct de la el, era cel care primea cumva ștafeta următoare. Următorul teolog mare era Pavel. Deci Pavel știa toate lucrurile astea foarte clar. Acești iudaizatori nu aveau nicio șansă în fața lui. El explică clar. Este un legământ făcut cu Avram pentru toate generațiile, pentru toți cei care cred în Isus Hristos. Și nimeni și nimic nu-l poate desfința. Pentru că a fost plătit cu sângele lui Isus și a intrat în vigoare la moartea lui Isus. A fost plătit cu sângele lui Isus și a intrat în vigoare la moartea lui Isus. Testamentul salvării. Amin? E important să înțelegem asta. Um, dacă aveți întrebări. Puteți să vă uitați pe foaie și dacă aveți întrebări, vă mai spun doar un lucru, că aici, în textul ăsta, și uh, dacă citiți în continuare, vă invit să citiți în continuare și să citiți, să vă luați foile acasă, să citiți, să vedeți că vorbește de două legăm legământul nou și legământul din tâi. Primul plătit cu sânge de animale și al doilea plătit cu sângele lui Isus, care să facă exact ce a promis Dumnezeu. Salvarea omenirii. Eu sper că studiul ăsta vă aduce, ne aduce mai aproape de a înțelege măreția măreția cosmică a sacrificiului Fiului Dumnezeu pentru omenire. Ceva ce eu nu înțeleg și nimeni nu înțelege. De ce ar face Dumnezeu asta? Câtă dragoste poate fi în Inima lui Dumnezeu? pentru creația lui, încât să suporte, pentru că Dumnezeu are emoții, e o persoană, să suporte toată durerea de a-și vedea fiul sacrificat pentru niște oameni care i au întors spatele, care l-au scuipat, care l-au terorizat, care l-au respins, care l-au mutilat. Mă înțelegeți? Și toate astea, în planul lui minunat de salvare. Ce dragoste de Dumnezeu să moară un rege locul meu. Pentru mine cuvintele astea nu cântec. Sunt realitatea mesajului lui Dumnezeu. Îi mulțumim pastorei Atena Bloj pentru acest mesaj. Ne bucurăm că urmărești canalul de YouTube al Bisericii Creștine Noua Generație, dar nu te opri aici, intră și tu în familie, în familia noastră online extinsă. Alătură-te live în fiecare duminică, abonează-te la canal pentru a nu rata niciun video sau vreo transmisie live și împărtășește-le și cu prietenii. Îți mulțumim că ne urmărești și fii binecuvântat!